Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Proiecte multe și în luna februarie la Biblioteca Municipală Radu Rosetti Onești. Alba Elenuța, cetățean de onoare al orașului Comănești. A fost discutat și aprobat bugetul orașului Dărmănești pe 2023. Proiecte multe și luna aceasta la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești. Despre toate acestea ne detaliază directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti, Ionut Stenie. Iată că vine luna februarie, începem să zicem așa luna cuplină cu activități aici la bibliotecă. Avem o agendă încărcată, programată de către echipa de la Biblioteca Municipală Onești pentru această lună. Chiar dacă ne-am mutat provizoriu aici la Muzeul Municipal de Istorie, unde vom funcționa pe tot parcursul anului 2023, având în vedere că clădirea principală a Bibliotecii Radu Rosetti a intrat într-un proces de reabilitare și modernizare pe fonduri europene, noi ne facem treaba și suntem foarte implicați în evenimentele culturale pentru comunitatea din Onești, atât pentru tineri, cât și pentru adulți, cât și pentru seniori, și vrem să fim în continuare activi așa cum v-am obișnuit. Tocmai de aceea în luna februarie avem foarte multe activități, dar și evenimente. Printre cele mai importante, vă spun că pe data de 14 februarie continuă stagiunea muzicală a bibliotecii cu un concert nu neapărat dedicat îndrăgostiților, un concert pentru toți oneștenii susținut de Cvintetul Clasic. Sunt niște artiști foarte talentați care vor veni pe 14 februarie ora 18 la Cinema Capitol, unde vor susține un concert cu melodii celebre. Vom avea valsuri, vom avea muzică clasică din filme și va fi un spectacol interesant. Intrarea este liberă, așa că vă invităm pe toți pe 14 să vă petrece seara alături de noi și de Cvintetul Clasic. În ce locație? La Cinema Capitol, Cinematograful Capitol, unde avem 300 de locuri, așa că pot veni cât mai mulți oneșteni. De asemenea, pe data de 23 februarie, continuăm și stagiunea teatrală. Piese de teatru în fiecare lună, tot la Cinematograful Capitol, peste 90% din spectacolele de teatru pe care le-am avut în 2022 s-au jucat cu casa de bilete închisă, ceea ce înseamnă că acest proiect este de succes și lumea vrea să vină la teatru, plătește biletul, ceea ce este un lucru foarte important. Și ca să începem anul cu zâmbetul pe buze, o să aducem în această lună, așa cum v-am spus, de la orele 19, o comedie. Este vorba despre un spectacol care cu siguranță o să vă facă să zâmbiți și cu o distribuție de excepție: Manuela Hărăbor, Tomi Cristin, Ovidiu Popa, Femeia te ridică, Femeia te coboară, pentru că toți suntem în luna dragostei, dragobetele, Valentine's Day și așa mai departe. Am adus și o comedie pe această nișă. Și să nu uităm de activitățile făcute de bibliotecarii noștri. Astăzi este o zi importantă, este Ziua Internațională a Cititului Împreună, ZICI, este un proiect internațional la care Biblioteca Radu Rosetti a aderat de câțiva ani. Chiar în acest moment, dintre colegii mei se află la școala gimnazială numărul 1, acolo împreună cu mai multe clase din învățământul primar. Se întâlnesc, promovează cititul, promovăm Biblioteca Radu Rosetti și citim împreună. Alba Elenuța a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Comănești. În ultima zi a lunii ianuarie, aleșii locali ai orașului Comănești au avizat favorabil acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului profesorului universitar de la Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, doamnei Lenuța Alboaie. Mai multe detalii în minutele următoare. Da, se conferă titlul
cetățean de onoare al orașului Comănești, doamnei profesor universitar doctor Lenuța Alboaie, în semn de prețuire și respect pentru deosebita contribuție adusă promovării imaginii orașului Comănești pe plan național și internațional. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Domnul primar, puteți să ofertiți diploma. Bună orare! Mulțumesc! Mulțumesc mult de tot! Băi, să depășiți un an! Mulțumesc! Și felicitări! Da, poate ești diploma și... E frumos diploma! Și aceasta, da! Nici nu știu unde o să pun. Dar sigur, o să pun în birou, să vadă toată lumea. Da. Așa că cei care vor avea vreodată posibilitatea să ajungă la acest... Țin să menționez că acest titlu care îi se conferă de Consiliul Local nu acordă niciun fel de facilitate financiară sau de altă natură. Nu este scutită de vreo taxă. Persoana dumneavoastră sau a altcuiva, a familiei, nu beneficiază de niciun avantaj financiar, material sau de altă natură. Este un titlu onorific, ca respect și prețuire din partea comunității noastre și din partea Consiliului Local. Mulțumesc! Dacă mi se permite sau dacă aș putea să spun câteva cuvinte și câteva gânduri pe care azi noapte le-am pus pe hârtie, pe tablete, că toți suntem acum în era digitală. Dacă se poate, dacă da. Vreți, vă rugăm. Da. De obicei sunt atât de învățată să stau în fața audienței, cât de obicei nu am emoții. Acum am emoție, nu știu de ce, dar o să trec peste. Socrate spunea că alegerea umană este motivată de fericire și înțelepciunea finală vine din a te cunoaște pe sine. Stau astăzi în fața dumneavoastră, cu fericirea în suflet și emoție. Că am avut norocul să aparțin acestui pământ, Comănești, care a permis creșterea unor adevărate livezi de pomi cu multe roade. Și când spun asta, în viziunea mea, pomii sunt toți cei care m-au crescut, educat, învățat. Nu are cum o sămânță să izbândească într-un teren infertil. Mulțumesc livezii, mă bucur că am fost o sămânță norocoasă și alături de mulți comăneșteni, cu cel mare. Pot să zic că de ceva ani fac parte cu drepturi depline din livadă, gata pregătită să ajute noi semințe să devină roade și apoi copaci. Știu că știți ce se ascunde în spatele unei cariere de profesor, cercetător sau funcție administrativă. Știu din surse sigure că din acest consiliu fac parte multe cadre didactice sau persoane cu abilități ridicate de management, deci cu toții cunoaștem efortul din spate. În cariera mea de până acum, le-am împletit pe toate trei, având și norocul să fiu înconjurată de colaboratori și sau colegi valoroși, cu ajutorul cărora chiar am reușit să mișcăm lucruri. Deviza mea e să nu mă opresc, chiar dacă uneori merg mai încet. Și iar ajung la Socrate, cine vrea să miște lumea, trebuie mai întâi să se miște el însuși. Toată viața am avut senzația că e nevoie de mai mult și mai mult. Și cred că sunt tare, tare puține zilele în care nu am aspirat să evoluez. De cele mai multe ori, în interior am estimat sacrificiul, dar vedeam eficiența pe termen lung. Desigur, am auzit undeva la un doctorat că viziunea fără strategie este halucinație. Așa că cele două, puse împreună, duc la succes. Am realizat la un moment dat că educația primită m-a făcut să le îmbin aproape natural pe cele două, așa că mulțumesc familiei mele, mulțumesc tatei, pentru aceste abilități pe care mi le-a imprimat. Mulțumesc din nou livezii, care la rândul ei l-a format pe tata și tot așa. Am avut mare noroc să cresc într-un oraș cu rădăcini, cu valori, cu modele, care mi-au definit nucleul de bază. Dacă ne gândim bine, suntem cu toți cei de aici,
parte a acestui întreg, Comănești, care a evaluat spectaculos de-a lungul anilor prin proiecte, prin idei, prin multe inițiative, prin drag de oamenii care luminează această zonă. Să ne bucurăm tot timpul de ce s-a realizat și să privim în mod constructiv la ceea ce se poate face mai departe. Dacă vă întrebați, că astăzi am auzit numai lucruri care... Ce pui în CV? Succes, succes. Deci dacă vă întrebați dacă am eșuat până acum, da. Uneori. Eșecul este componenta esențială a succesului, dar depinde cum îl privești. Acum 3 ani, în vizita mea în America, când am reprezentat România în cadrul programului Hidden No More, coordonat de Departamentul Statelor Unite ale Americii, am văzut în școli cum se vorbea relaxat despre cum să eșuiesc. Am meditat mult la această deschidere spre eșec și a fost o nouă lecție de acceptare că nu putem fi perfecți, că suntem oameni care însă au aspirații să devină mai buni. Că tot este la modă inteligența artificială, astă noapte, când așternam cele câteva gânduri pe hârtie, am interacționat cu chat GPT și l-am întrebat, îți permiți să ieșuiezi? Răspunsul, fiindcă sunt un model de inteligență artificială, nu am capacitatea de eșec sau de succes. Am râs, recunosc. Și mesajul m-a încântat, fiindcă pare că respectă de la distanță cele 3 legi ale roboticii ale lui Asimov. Și care ne face din nou conștienți că noi suntem creatorii noii lumi digitale și nu invers, că putem fi stăpâni și nu sclavi, dacă e să parafrazez un drag coleg de la Universitatea din București, care a lansat săptămâna trecută la Iași o carte ce dezbate aspecte privind societatea digitală, ce va urma poate, cum putem să ne educăm semințele din livadă să fie pregătite să se adapteze noilor tipuri de activități ce vor apărea în următorii ani. Știu că aici în Comănești s-au făcut pași importanți în acest sens prin proiectul de dotare cu tablete sau laptopuri a tuturor școlilor din Comănești. Eu nu știu foarte multe exemple în alte orașe ca aici. Deci, extraordinar. În această lume în care navighez, voi încerca, din diverse ipostaze și roluri asociate, să contribui cât voi putea de mult la binele nostru comun. Revin la ceea ce spunea Socrate despre înțelepciunea finală și autocunoaștere. Îmi e greu să estimez unde mă aflu astăzi, acum. E destul de greu să mă raportez la niște repere personalizate și am aceeași senzație că acum vreo 5 ani, asta o aveam astă noapte, că acum vreo 5 ani, când industria de IT din Iași mi-a decernat premiul pentru întreaga carieră. Acum 5 ani. Cred că a durat vreo câteva zile să mă dezmecitesc, să înțeleg ce au vrut să spună. Nu să ies la pensie. Asta a fost primul gând. Așa cum sună. Ceea ce se întâmplă astăzi aici mă onorează nespus și încerc să asimilez aspectele, îndatoriri, a ceea ce înseamnă această distinție. Țin să adresez mulțumiri dumneavoastră, celor care mi-ați acordat această încredere, domnului primar și tuturor celor care au creat acest context. Vă mulțumesc! În ședința din luna ianuarie, consilierii locale ai orașului Târmănești au votat bugetul de venituri și cheltuieli al orașului pe 2023. Mai multe urmăriți în imagini. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Târmănești, județul Bacău, pentru anul 2023, inițiator al proiectului primar orașului Târmănești. Dăm cuvântul domnului primar, da. Dacă are de adăugat. Foarte pe scurt, este un proiect de buget care pune accent deosebit pe investițiile pe care le vom demara în 2023. După cum știți, mai multe surse de finanțare externe și chiar guvernamentale au fost puse la dispoziția autorităților publice locale în 2022 și în 2023, ca atare, pe fiecare axă de finanțare, Primăria orașului Târmănești a depus cereri de finanțare. O parte din aceste proiecte sunt deja semnate, o parte vor fi semnate în prima parte a anului 2023. Sigur că venim cu proiecte și din anii anteriori, proiecte cu impact major asupra dezvoltării comunității și avem pentru prima dată în istoria de după 1990, cel mai mare buget alocat pentru investiții. Așa cum spuneam, acest buget este format din surse locale, mă refer la partea de investiții, fonduri naționale și fonduri europene.
La partea de venituri, bugetul este de 6 ori mai mare decât era în urmă cu câțiva ani, doar câțiva ani, și cea mai mare parte, adică mai bine de 70% din acești bani sunt alocați pentru dezvoltare, pentru proiectele de investiții. Cea mai mare provocare a anului 2023 este aceea de a asigura cofinanțări pentru aceste proiecte, pentru că la fiecare proiect, fie că este cu fonduri naționale, fie cu fonduri europene, trebuie să avem asigurată o cofinanțare. Atât pe sursa A, cât și pe sursa E, avem investiții și parte din aceste cofinanțări sunt asigurate din excedentul pe care l-am avut la 31 decembrie, excedent înregistrat în mare parte datorită faptului că nu toate sumele pe care le-am alocat în 2022 au fost cheltuite în cadrul proiectelor și ne-au rămas câteva sume pe care le vom cheltui în prima parte a anului 2023 și dau aici două exemple. Este vorba de proiectul de asfaltare a celor 7 străzi care în proporție de 90% a fost implementat până în decembrie 2022. Din cauza vremii neprielnice am oprit acea finanțare și ea va continua imediat cum vremea ne permite. Și al doilea proiect la care fac referire este extinderea rețelei de iluminat la coada lacului, care la fel, un proiect major derulat pe mai mulți ani, mai are un rest de achitat în 2023. Iată că această idee de a investi în comunitate continuă serios și în 2023. Avem, așa cum spuneam, proiecte care sunt în derulare, proiecte care sunt semnate, contractele de finanțare și urmează să facem licitații pentru execuție, cum este cazul șoselei de centură, proiecte care sunt în faza de studii și proiecte, proiecte care sunt la nivel de aprobare în lista sinteză sau, eu știu, la Compania Națională de Investiții sau la PNRR și urmează să semnăm contractele de finanțare. Atât lista de investiții la sursa A, cât și la sursa E vizează în principal investiții în comunitate. Cele mai multe investiții se duc spre modernizarea străzilor. Amintesc aici proiectul care îl avem la Compania Națională de Investiții în fază foarte avansată, 16 milioane de lei, modernizarea străzilor din cartierul Brătulești, ce a mai rămas. Avem extinderi de gaze, șosea de centură, casă de cultură și așa mai departe. Nu o să le exemplific pe toate pentru că sunt multe proiecte. O să rog pe doamna contabil șef, în sinteză, să ne prezinte câteva date despre proiecția de buget, așa cum am gândit-o noi, pentru anul 2023. Pentru buget pentru anul 2023, la venituri, ca valoare, sunt 66.369,61 lei, iar la cheltuieli 70.968,61 lei. Din aceștia, pe parte de secțiuni de funcționare și la venituri și la cheltuieli avem 20.869,58 lei, iar la dezvoltare, ca venituri 45.500, iar la cheltuieli 50.099,03 lei. Valoric, cei 50.000 se regăsesc în anexa privind lista investițiilor. O parte din deficitul care îl folosim pe lista de investiții vine din excedentul anilor anteriori, adică 4.599.000 de lei. La sursa E, ca venituri, 1.205.000 lei, iar ca cheltuieli 1.205.000 lei. Din pe funcționare 675.000 de lei și la venituri și la cheltuieli, iar la dezvoltare tot în lista de investiții 530.000 de lei pe care îi utilizăm. Mulțumesc. Dacă sunt ceva întrebări legate de buget? Dacă nu, fac precizarea că pe comisie au fost avizele au fost favorabile pe toate cele trei comisii. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri?
Voturi împotrivă nu sunt. În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților romilor la nivelul UAT orașul Dărmănești pentru anul 2023. Inițiator al proiectului, primar orașului Dărmănești. Precizări aici? Câteva precizări. În fiecare an, așa cum spuneam și pe comisii, Consiliul Local aprobă planul local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților romilor la nivelul orașului Dărmănești. Avem anexa la hotărâre în care este detaliat acest plan de local de acțiune, tipurile de activități și așa mai departe. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Precizăm că pe comisii acest proiect a fost în unanimitate aprobat. Supunem la vot acum. Cine este pentru? Abțineri, votul împotrivă, nu sunt. În unanimitate și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Cu binecuvântarea Arhiepiscopului Ioachim al Romanului și Bacăului, slujba de pomenire a mărturisitorului Valeriu Gafencu și a tuturor martirilor din temnița penitenciar Spital Dârgocna are loc anul acesta pe 17 februarie. Valeriu Gafencu este unul din tinerii care au murit pentru Hristos luptând pentru apărarea credinței ortodoxe și a neamului românesc. Mulți îl supranumesc Sfântul Închisorilor. Tatălui Valeriu Gafencu a fost deputat în adunarea reprezentativă care a votat unirea cu România în 1918. A fost deportat în 1940 în Siberia, unde a și murit. Valeriu Gafencu a fost arestat în 1941 la doar 20 de ani, pe când era student la Facultatea de Drept din Iași. A fost condamnat la 25 de ani de muncă silnică pentru activitate legionară. După proces, ajunge la închisoarea Aiud, unde va sta până în 1948. Ultima perioadă de detenție a fost cea la închisoarea Sanatoriu Târgu Ocna, unde a fost închis din decembrie 1949 și până pe 18 februarie 1952. A contactat multiple boli în regimul dur de detenție al închisorilor. Este vorba de TBC pulmonar, osos și ganglionar și reumatism. Cu trupul acoperit de răni, Valeriu Gafencu și-a așteptat moartea cu o seninătate care i-a înmuiat până și pe gardienii de temut ai închisorii. Valeriu Gafencu și-a cunoscut dinainte ziua plecării la Domnul, în ziua de 2 februarie 1952, cu 16 zile înainte de adormirea lui, Valeriu i-a rugat pe colegii săi de suferință să-i facă rost de o lumânare și de o cămașă albă până pe 18 februarie. După 10 ani de închisoare, Valeriu Gafencu a adormit la Domnul văzându-și dinainte plecarea. În așteptata zi de 18 februarie la ora 14, după o îndelungată rugăciune cu ultimele puteri, Valeriu a spus: Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care îmi robește sufletul. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 2 februarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre nu trece de 5 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de minus 2 grade Celsius. Vineri 3 februarie, cerul va fi parțial înnorat, sunt posibile pe alocuri averse de ploaie ce se pot transforma și în ninsoare. Din păcate, valorile nu trec de 2 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 4 grade Celsius. We'll be right back.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.